Mulțumesc, domnule președinte al grupului de rugăciune. Suntem onorați, Biserica Creștină Evanghelie, să fim parte la acest eveniment. Și vreau să rog pe colegii mei care sunt în sală aici, 10 la număr, să ne ridicăm în picioare ca semn de mulțumire pentru această invitație și acest timp frumos. Vă rog! Onorată asistență, vreau să spun doar o experiență, un gând și o rugăciune. La sfârșitul lunii ianuarie în 1990, am intrat cu colegii mei cu un tab aici în curtea palatului. Șeful nostru de echipaj a primit permisiunea să intre împreună cu noi și să vizităm o parte din această clădire. Am vizitat holul, am vizitat două săli, toți 6 cu mâna la gură. Ne-am rotit privirile, roată împrejur. Nici capitanul C n-a zis nimic. Când am ieșit din clădire, capitanul a spus: băieți, locul ăsta merită să fie locuit de Dumnezeu. Nici astăzi nu știu de ce a spus aceste cuvinte. De atunci am vizitat de 7 ori sala palatului, cu diferite ocazii. Și de fiecare dată mi-a venit în minte această idee. Aici merită să locuiască Dumnezeu. După modelul împăratului David, care dori să construiască lui Dumnezeu o casă. Numai că el a zis că Dumnezeu nu locuiește în clădiri făcute de mâini omenești. Dumnezeu e prea mare. Dar Dumnezeu a ales să locuiască prin Iisus Hristos, prin Duhul Său, în inimile noastre. Și acolo unde suntem noi purtători de Hristos, acolo este Dumnezeu. Și acesta este gândul pe care vreau să-l transmit. Merită aici, în această sală, una dintre cele mai mari săli din lume, să locuiască Hristos în inimile celora care ar trebui să îl slujească pe Dumnezeu, să ne slujească pe noi și să fie de folos societății în care ne-a așezat Dumnezeu. Dumnezeu să îi ajute, să ne ajute pe toți și ca și parte din viața noastră așa a Bisericii Creștine Evangheliei din România, când domnul deputat Mircea Roșca împreună cu colegii lui au fost la noi în vizită, am rămas atât de impresionați de modestia, de credința, de părtășia de care ne-am bucurat. Ați rămas în inimile noastre, ne rugăm pentru dumneavoastră, ori de câte ori ne aducem aminte, și aveți din partea noastră un suport pentru tot ceea ce faceți și tot ceea ce sunteți. Mulțumesc tare frumos! Vă invit în semn de respect și de reverență înaintea lui Dumnezeu să ne ridicăm în picioare, poate ne și dezmorțim. Și permiteți-mi să spun un cuvânt de rugăciune înaintea celuia care poate toate lucrurile. Părinte Ceresc, ne plecăm în ființele înaintea Ta, recunoscători pentru tot ceea ce ești, pentru tot ceea ce ne dai și pentru tot ceea ce ai făcut pentru noi, pentru copiii noștri, pentru părinții noștri, pentru țara noastră. Ne rugăm, Doamne, ca Tu să nu uiți de noi, pentru că noi vrem să Te slujim, să fim purtători ai chipului Tău și să arătăm prin tot ceea ce suntem și facem că Te iubim și Tu ești parte din viața noastră. Noi vrem să Te rugăm, Doamne, pentru toți aceia care sunt investiți ca să conducă țara noastră, ca Tu să-i călăuzești, să-i conduci, să-i faci o binecuvântare pentru noi. Și noi îți mulțumim că Tu ne asculți, pentru că Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos, dragul sufletului nostru. Amin. Mulțumesc!